Bine v-am găsit, dragii mei! Astăzi voi vorbi despre importanța petalelor de trandafir pentru sănătatea noastră. 10 remedii naturiste din petale de trandafiri. Trandafirii sunt și au fost mult timp un simbol al iubirii. Încă din timpul cruciadelor și până în zilele noastre, aceste flori sunt în topul alegerilor când vine vorba de romantism. Deși sunt cele mai căutate flori pentru a fi dăruite persoane iubite, puțini oameni cunosc efectele benefice pe care trandafirii le au asupra sănătății umane. Pe lângă dichisul și parfumul său, trandafirul a fost apreciat încă din antichitate pentru proprietățile sale vindecătoare, fiind considerat de medicii antici un medicament universal natural. În compoziția lor, petalele de trandafir conțin vitaminele A, B2, C, K, potasiu, magneziu, calciu, fier, ulei volatil, tanin, derivați flavonici, nerol, zaharuri, citronelol și coloranți antocianici. În medicina alternativă, petalele de trandafir se folosesc pentru ridicarea tonusului organismului, curățarea ficatului de toxine, fertilitate, depresie, boli de inimă și de rinichi, boli de plămâni, insomnie, boli de piele, transpirație abundentă, micoze bucale și vaginale, iritații oculare, gripă, tulburări ale aparatului digestiv. Trebuie să știi că petalele de trandafir sunt preferabil culese dimineața, când roa este abundentă sau imediat după ce a plouat. Se aleg petalele de la florile complet desfăcute și nu se spală, tocmai pentru a nu se pierde nimic din calitățile lor benefice. Remedii cu petale de trandafir. 1. Pentru depresie, este recomandat să stropești locuința zilnic cu infuzie de trandafir. 2. Pentru stomatită, se taie 4 linguri de petale și se infuzează în 2 pahare de apă clocotită. După răcire, se clătește gura de câteva ori pe zi. 3. Pentru conjunctivită, se folosesc 2 linguri de petale uscate, infuzate în 200 de ml de apă clocotită, timp de 30 de minute, apoi se strecoară și se lasă la răcit. În timpul zilei, de câte ori considerați necesar, se șterg ochii cu infuzie, iar înainte de culcare, dischete demachiante îmbibate cu infuzie se pun pe pleoape timp de 30 de minute. 4. Pentru probleme ale gingiilor, se face o pulbere din petale uscate, amestecată cu miere de albine și se frecționează gingiile. 5. Pentru răceală, se bea ceai din petale uscate. 6. Pentru probleme ale pielii, se aplică pe locurile afectate petale proaspete. 7. Pentru constipație, poți mesteca și înghiți 7-8 petale proaspete înainte cu 30 de minute de masă. 8. Pentru arsuri, se aplică ulei de trandafir în locurile afectate ale pielii. 9. Pentru transpirație abundentă, se șterge corpul de 2 ori pe zi cu apă de trandafir. 10. Pentru oboseală, ansietate, afecțiuni ale sistemului nervos sau catifelarea pielii, se recomandă baia cu infuzie de trandafir. Atenție! Nerecomandat persoanelor care au alergie la trandafir sau care urmează un tratament cu medicamente anticoagulante sau antiinflamatoare. Nu consumați în exces, ci doar pe perioadă limitată. Cel mai bine este să mergeți la un medic pentru o consultație detaliată. Trandafirul este floarea care, pe lângă frumusețe și miros, ne poate aduce beneficii corpului nostru. Poate știa și Emma Goldman efectele miraculoase ale trandafirilor, de a precizat, mai curând prefer să am trandafir pe masă decât diamante la gât. Ce semnifică culorile florilor de trandafir? Trandafirii roșii sunt simbol al dragostei pasionale. Trandafirii galbeni reprezintă prietenie sinceră. Trandafirii albi semnifică puritate. Trandafirii roz semnifică sinceritate. Trandafirii portocalii sugerează bucuria unui nou început. Trandafirii albaștri și negri nu există în natură.
Trandafirul este într-adevăr regele tuturor florilor. Să fim sănătoși și voioși până data viitoare când ne vom întâlni.